Iosif este un personaj biblic foarte iubit de copii. De ce ați ales acest personaj și ce urmăriți prin subiectul acesta ales, Iosif, în tabăra aceasta de licurici? Am ales personajul Iosif pentru că, da, cum ai spus, este un personaj foarte cunoscut de copii și vrem prin jocuri și prin cântece ca ei să-L cunoască mai mult pe Dumnezeu și să fie copiii mai bucuroși și fericiți. Prin tabăra aceasta vrem să transmitem copiilor valorile care le-au avut Iosif, ce au învățat și de la tatăl lui, copiii să le ducă și mai departe. După o perioadă lungă de pauză din cauza pandemiei, am văzut în seara aceasta o mulțime de copii. De unde sunt? Suntem 4 grupe, grupa de la Reghin, grupa de la Solovăstru, grupa de la Ibănești și grupa de la Milășel. Cum simțiți atmosfera acestei mari grupe de licurici? În sfârșit ne amintim de acele timpuri bune, în ghilimele, când copiii erau în largul lor. Te-am văzut înconjurată de zeci de copii. Cum te-ai simțit tu și cum s-au simțit ei în seara aceasta plină de jocuri? Copiii cred că s-au simțit foarte bine. De mult n-am mai fost așa împreună, se vede. Este multă energie și eu m-am simțit foarte bine, mă doare gâtul. De-abia aștept să ne vedem și mâine cu alte jocuri. Iosif este o imagine emblematică a Scripturii și nu doar pentru copii. Care latura anume din viața lui ați dori să o transmiteți prin devoționale și prin prezentările în fața copiilor în această tabără? Într-adevăr, viața lui Iosif în Biblie ocupă mai mult spațiu decât ceilalți patriarhi ca Avram, Isaac și Iacov. Și deși este mult material și multe idei, sarcina mi-a fost ușoară, fiindcă instructorii și organizatorii taberei au ales care aspect să fie subliniat, acela al iertării. Iosif iartă pe cei ce i-au greșit și cei ce i-au făcut rău. De ce un atelier de gătit biscuiți și care este activitatea propriu-zisă? Încercăm să implementăm copiilor încă de când, din frage de copilărie, valori și principii morale sănătoase și pentru aceasta am ales și un atelier de gătit ca să îi învățăm să le dăm o alternativă la mâncatul sănătos și la bucuria de a le face și de a le pregăti împreună mâncare sănătoasă. Are lucrul acesta vreo legătură cu subiectul acestei tabere, Iosif? Da, are oarecare legătură, pentru că și Iosif, plecând de acasă, nu a uitat principiile care i-au fost învățate în copilărie și a reușit să le păstreze în viața lui, chiar și fiind departe de casă. Am înțeles că aici în tabără au ajuns și câteva spice. Ce vreți să faceți cu ele și ce doriți, de fapt, să transmiteți copiilor prin această activitate? Da, copiii o să facă un tablou în formă de spice de grâu care să le amintească despre visele lui Iosif care le-a avut în copilăria lui. Sunteți pentru prima dată într-o tabără de licurici. Cum vă simțiți? Care sunt impresiile care le aveți după această seară? Este o experiență nouă pentru mine. În această seară a fost o deschidere minunată. Mi-a plăcut cum am fost primiți aici la Lăpușna. Mi-a plăcut felul cum s-au bucurat copiii de acest eveniment. După experiența aceasta, vă doriți să vă reîntoarceți și în alte tabere? Da, dacă este posibil, cu siguranță vreau să mai vin în tabără aici.